Hristos a înviat. Iubiți credincioși, suntem în cea mai sfântă zi a anului, ziua învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Cu învierea Domnului toate se umplu de lumină, întunericul se alungă. Nu mai este moartea pedeapsă pentru păcat, pentru că moartea a fost omorâtă. Să îndrăznim cu toții. Hristos a biruit moartea, a învins păcatul, ne-a ridicat pe toți din adâncul prăpastii căderii noastre și ne-a ridicat împreună cu El, ca noi murind să înviem, pentru că moartea acum nu mai este o înfricoșare, ci o ușă spre viața cea veșnică. Sfintele sărbători de Paști din anul acesta să vă aducă în suflet bucuria prezenței darului lui Dumnezeu al învierii. Pentru că Hristos, înviind din morți, și-a lăsat giulgiul în mormânt și s-a îmbrăcat cu lumina ca și cu o haină. Cu această lumină a învierii sale ne îmbracă și pe noi astăzi. Aceasta e lumina cu care vom petrece în veșnicie dacă ne vom învrednici să-L urmăm pe Hristos. Astăzi bucurați-vă cu toții. Astăzi fiți veseli la masa dumneavoastră. Astăzi și până la înălțare să vă salutați cu salutul biruinței, că Hristos a înviat, că cel a înviat pentru noi, ca și noi să înviem și să răspundem cu adevărat a înviat, că acesta e adevărul suprem al existenței noastre. Bucuria învierii Domnului, care s-a arătat femeilor mironosițe, apostolilor și tuturor până la înălțare, să pătrundă în sufletele noastre ale tuturor și să ne schimbe viața, să schimbăm răul cu binele, să rămânem fii ai luminii, fii ai învierii, fii ai dragostei, fii ai vieții celei veșnice. Hristos a înviat, bucurați-vă și rămâneți în lumina învierii, necontenit. Amin.